Acolo, de acolo, hai. Uite-mă, gata. Trebuia să mă sun cu cameră ca să, să ne vedem. Ce viața mea, ce zici? Bă, ce bun. Faci cu motru meu? Bagă, stai așa. De când așteptam să vă găsesc și eu să... Și să noi, mă, am vrut să venim astăzi pe la tine cu Romeo, că-ți luase niște banane, că a văzut că ești internat la Matei Balci cu patul ăla și am zis, hai de bun, frate. Toată lumea ce dă patul ăsta să moară Jana. Păi chiar sunt la spital, chiar m-ai nimerit, frate, nu știu, nu prea de Caterin că să râzi de asta, că sunt și eu bolnav, sunt și eu alea, frate. Îți dai seama, vezi că se vede în spatele tău aia cu penicilina. Băi, nu ca n-am medicină, penicilină. Și ce zic? Gata, ce ziceți, mă, băieți? Ce să zicem, uite, am intrat și noi pe ăstea pe aici. Bă, frate, am văzut că... M-auziți, mă? Da, mă, dar auzim, stai așa. Nu e problemă, că ne înțelegem separat dacă e ceva. Băi, fraților, eu acum fără nicio Caterică, te știu din 2004, frate. De când făceai toarea cu Eminescu, prostiilor, pe Facebook, pe unde le făceai? Da, nu mai știu, făceam pe... De ce nu mai faci pe canal de YouTube? Că să faci alea tale cu Caterica aia ta. Am îmbătrânit să trăiască familia ta, am descoperit târziu internet. Uite, frate, la 90 de ani nici bătrânit, că nu păr, sunt mă rășeam. N-auzi că l-am descoperit târziu, internetul? Descoperit internetul târziu. Nu am, frate, fără nicio Caterica, deci am și vorbit cu tovarășii mei, dacă ai avea un canal de YouTube, să ai lumini, să ai microfon, să ai tot ce trebuie, îți garantează fratele tău că stai pe spate așa și te distrezi și faci ce vrei tu, ești nebun? Păi asta e o treabă de asta, de jigodie de asta, de luci. Cate, tu acum zici așa că fac Caterinca sau ceva, dar ești, de, tu ai dat drumul la vorbele astea, din, să mori. Te cremă că și eu mai mint. Ai vrăjeală de pește, nu e rău. Nu e, mă, fratele meu, vorbesc serios. Vrei să mă bagi la produs pe internet, mă? Pește nenorocicei. Păi vezi, mă, îmi dai și mie procent acolo, te învață fratele tău, faci tu 2-3.000 pe zi, fără mișto. Păi nu poți să-mi dai un avans? Să pui mâna de avans? Nu poți să-mi dai un avans să te trec la pantaloni scurți mai întâi? Stai să mă aștept să văd ce zi băieții pe chat acolo, stai așa. Ai intrat live? No. Am intrat, nu, n-am intrat, am dat like la voi aici, aveți un singur dislike. Mă, cum să dă cineva dislike la voi când e numărul 1 live-ul vostru? Bagă-te, mă, live, mă, să facem și noi aici. Păi îți dai seama, mă, că a dat dislike. Dar de ce nu veniți, mă, la mine, mă, amândoi? De ce nu veniți la mine zilele astea să facem show de show? Păi aia, bătrână acasă și nu ne primești, nu știi ce am pățit data trecut? Ne-ai ba, da, așa e. Dar de ce, aiurea, fără mișcă, nu trebuie să ieși tu, aiurea, serios. Ce e, vreau, m-am săturat. Nu mai e vorba de noi în relația asta? Ba, da. Zi-mă, mai te uiți la telenovele când făceai tu cu Te lo suplico. Te lo suplico. Ata știu din telenovele. Da. Ce are mâncă sub unghii? Zi-mă, mă, cât i-ai dat să vine? Că-l cheie și eu mureu. Cu ce, măi, e nebunit la caps la procent? Vrei să-ți dau două roabe de pământ de sub unghii? Să-ți faci casă? Pe văd că tu la mâna dreaptă ai intabularea făcută. Ce corp ai să mă bat azi, că ești vază de flori. Tu zici că ești vătrai de ăla de sobă să moară familia mea dacă te vii, dai nebun. Mă, să suma să mâncați ești de... Bă, bine rău asta, mă, bine rău, mă jur, mă rog să mă... Te cred, te cred. E bun pe glumea, mă? Cine? Să moară de rău, spui că ești militar, zideți la față. Păi pe bune de acolo sunt, tu zici că ești Jeep Wrangler la față. Cred. Să moară familia, că ești Toyota Celica la față, să moară familia. Mă rog să mă... Bă, e bun, mă. Doamne. Bă, Robi, nu dau, lasă-mă să vorbesc și eu cu omul ăsta, stai mă, că mă sună de bastă, mă încăscă. Ce ar dă ăștia să trăiască familie? Bagă-te, mă, live! Bagă-te live! O să te intru, mă, o să intru și eu mai încolo la... Mai stați live? Mai stăm pe la vreo... 8, mai stați 3-4 zile pe urmă, de la... Ai nebunit, tu crezi că toată lumea e ca trebuie să intre la nou în casă, ai nebunit la casă. Păi știu, ești în casă, mă. Îmi pare rău, dacă ai vrea să știi, sunt in the forest, nu pot să mă... Știi ce zic? Da, asta mă arăză, dar nu spui, ești de la țară, de unde ești, zi? Păi nebunii, bă, uite-te! Băi, ăsta, băi, Duracell, ascultă-mă un pic. Ia zi, fratele. Unul la mână. De la țară între noi, nu știu care este. Uite, măsoară-ți mâine, ai mâna stângă mai lungă, te-a tras vaca de lanț, de la vaca, mâna. Da, mă, băi. Bă, frate, astea vorbim? Sunt vechi, eu te știu de alea, dar vină cu ceva mai nu, că astea sunt vechi. Nu mai pot, nu mai pot să prosper, ca să fii în ascendență. Ca așa? Să fii în ascendență ai nevoie de burezi noi și eu tu nu te consider un burete, că te luam eu în primire altfel. Știi ce zic? Tot pe locul 2. Pă bune, mă, dar sunt... Vino cu ceva forță rău de tort. Na, mă, cu ce să vin acum forță? Ce vrei? Eu mă bucur că te cunosc. Imogen sau cum? Nu, mă, Imogen e un băiat și el. A, neveu.
Da, mă, băi, Ferrari, nu mă, fără mișto, vă aștept pe la mine, mă, fără mișto, mă, fără Cătălinică, vă aștept pe la mine, frate. Da, mă, vorbesc cu el în seara asta și... Explică-mă cine sunt, mă, ca să înțeleagă că nu fac Cătălinică sau ceva, vorbesc, dar, mă, ce mai serios. Ca să-mi explici că... ăsta, ca să-mi explici ăsta cine ești, îți trebuie un translator de la de surdomuz ca să poți să-ți transcriu glumele tale. Îți dau 50 de lei să mă râd, îți dau 50 de lei. Să o să mă rând, ți-au și țigări, frate, vino, frate, în coastă, stai, mai am un scaun, ia uite. Ești numărul unu, să moară familia, să te invi la mine, sfragilie, când plec de aici, că-ți fac un live, să vezi cum e să mergi cu casa pe stradă, să moară familia. N-am înțeles, să mă rând, că n-am înțeles. Nu prea ai cum să înțelegi glumele. Ia fi atent, frățioare, ia uite. Să moară băiatul meu și încă te aud. De-aia nu ne vizitează nimeni și avem chestii mișto extra. Treștii au spus nu când au văzut să-i scoți casca și încă auzi. Ai nebunii la gramă. Băi, vă respect, bă, să mă rog, eu sunt fanul tău cel mai mare, să mă rog, sunt fanul tău numărul 2, știi de ce? Că numărul 1 sunt toți. Mamă, bine! Ce ești nebun la cap? Mi-a scăzut fanii, am 117 de când ai intrat. Mă rog, fanii. Uite, mă, că-s 200, mă. Chat, ia ziceți, mă, numărul 1 Ferrari acolo, ia scrieți pe chat ceva. Vă place de Ferrari, îl chemăm la noi? Îi bădăm 50 de lei, să mor eu. Cu tot cu taxe. 50 de lei să mor eu, Ferrari, dacă nu 50 de lei îți dau, fără mișto. Cât vrei tu, frate? Cu tot cu taxe. Sincer, nu știu cât ai luat tu pentru reclama aia la Mini Prix de dai bună ziua la lume, dar vin și pe 50 de lei să-ți trăiască familia. Ei, nebunii, mă, și că lucrezi la abator, nu mai dă 50 de lei, mai mărește-și tu suma. Ai și tu suc pe acolo că ți-a urcat gura la glumele astea. Da, frate, am și deștea, mamă, uite, am deștea de la... așa. A, ce va, mă, are la bidon, mă. Fați, rage de fiară. La bidon. Uite ce brațe de frizer are, de popă, să moară familia. Mă trage cu 60 de grame și el. Mără băiatul, bă, mă rupe cu glumele astea, mă, să mă... Stai că sunt sub birou, mă, m-a lovit și cu capul sub. Ce faci, mă? Neveu. Dacă te eu mă joc canter, bă, frățioare, eu nu sunt măcut, eu mă joc canter, frate, eu îți trag pe fruntea și du-te, de bă, și fute femei, lasă canterul, ai 40 de ani. E, ce vrei, frate, ești nemul la cap, e nevastă, mi-am pat acolo, uite cum a rămas și patul, ia uite cum e, ești nemul. Nu știu de ce, dar legenda spune că ești unul dintre ei care au neveste imaginare. Băi, arată unghiile. Ascultă-mă ce zic. Cerasela arată 4-3, B-4-3. B-3-1. Arată bine la mitraliera. Arată eu. Cerasela, nu știu ce să zic, să rămână, să fii sănătoasă. O cheamă Cerasela, mă, frate. Azi la Caterinca. O cheamă Margherita. Margherita, atunci să te cumne noi, mă. Dacă mi-ai zis că o cheamă Margherita. Băi, sunteți numărul 1, mă, să moră de nu sunteți. Deci tu, Ferrari, să mă rog, dacă nu ești cel mai frumos și cel mai Caterinca de la tine după scaun. Îți dai seama. Și eu n-am mai întâlnit unul să țipe cu atâta foc în casă. Ai plătit recent întreținerea, cred că, de țip tu așa în gura mare. Și-a luat-o la fugă pâinea din frigider la cât ai țipat. Dar e nebun, bă, nebunule. Mai ai, mă, banda aia roșie pe el, că scrie crime, eu, investigații criminale. Eu uite, vrea să focalizeze în continuu, da, acolo. Uite, ce faci, bărule, cu mânea? Zi-mă că-ți bagă donația acum, stai așa. Ce crezi, mă, și-a luat 11 euro și un pachet de țigări să moară familia. Nu mai știi cu mâna la cameră, ești un... Uite, frate, focus aici, ești. Da, mă, trebuie să-mi iau cameră, că să focalizează mâna întinsă, care nu... Cum era, mă, care nu primește... Hai, de-o, că ai fost până la 3-a la școală, unde dracu să știi? Când te-am întrebat cine e președintele României, ai spus că e fane spăitor. Ai nebunit la cap. Nu mai vorbi de fane, bărule, că e greu, nu mai vorbi de fane. Ce faci, mai și vocea a doua? Băi, nebunii, măi, m-ai băgat cu un Galaxia Alpha Centauri, cu cercopitecții, ce-ai făcut? Auzi, prietenul ăsta, mă, că dacă îți dă două capace militari, te leșine, auzi aici. Bă, stai, mă, cu minte, cine că e greu cu Ferrari, nu ești nebun? Pe cui i-a mai dat, mă, ca să poată să-mi dea mie nebun la cap? Auzi, Dani. Spune dacă vrea să-l bat ca pe nevastă mea. Auzi, ce frunte ai spui că e bătă de baseball. A lui e frumoasă, zici că e berbecul de la mascați, de sparge ușa cu ea. Pleacă, dracu de nebunul, dracu de șosetă veche ce ești. Cine-i, mă, ăsta Power Rangers ăsta de la băscăuți? Auzi, mă, ce zice prietenul ăsta al meu, că să stai cu minte că e greu cu el și că el e sus rău de tort. Să moară familia mea, dar nu stăteam cu geamul atâta și el mânca pufuleți în frig la romană și vorbește cu băi nebunii la capăt, bitule, dobitocule. Miroșea cartelă de metrou și acum dobitocul dracu care ești. Băi, rezonanță magnetică, e nebunit dacă... Uite, băi, spage, băi, și noi acolo 130 de like-uri la Mau Gaming, abonați-vă și voi acolo. Uite, mă, că ai făcut 50 de abonați, Mau. Asta nu ziceai și tu când erai pe la... Te pup, orice caz, mi-ai făcut promovare.
ăsta, mă. I-a făcut, da. Alerg singur pe opisă și clubul cu doi pe ăsta, că ăsta e hoț de meserie. Ăsta trebuie tăiat în viu, 18, fă-ți mult tatuaj aici, 18 lei kilo în viu. Să stă pe piept, îl faci mare așa, cagă. Băi, sunteți nebun, mă, fraților. Băi, o să dau și eu... Dar ce e ceasul meu, Omnitrix, patru brațe, ce ai, mă, vărule? Aici? Ce e Omnitrix, ăla, mă, să... Bă, nu mai-l pun, nu-l mai pun, dar te rog eu. Păi și ce vrei, mă, să am ceas, cum, să fie întârzierea mentală? Ai nebunii la cap? Îți dă bani, îți dă bani, numai nu-l mai pun. Nu mai dă bani, vorbește aici, ai dat cu var pe pereții, ai ți-a pușcat gletul pe pereții, în cas, potoleții. Păi, fratele meu, că dacă te arată fratele tău, direct de la video cea, vezi aici tu de-astea, așa, umbrele de-astea difuze. Fratele tău stă pe video cea, bine rău de tot, eu stă după, rup de muncă, ești nebun. Ți-a ajutat Dumnezeu, la video cea mai mult doar când vreau să mobilez în casă și la tine sigur, chiar ai un ăsta, un feng shui nasol tare rău de tot, ai pat de ăla de urgii să moară familia mea. Zici că făcea Hitler experimente pe tine în patul ăla să moară. Nu mai vorbim, nu mai vorbim, nu. Ia zi vă rog, al doilea război mondial, 1939-1945, bine da, rău. Da, bule, morocapra, ești nebun la cap. Pe ce-ai făcut? Cu Auschwitz, cu Krakow, cu de-astea. Dar ce e tabloul ăla să mă bată mama acolo în spate? Vezi, nebunule, că e ce trebuie, ia uite. Nu, hai să spun ce e, că lasă-mă un pic să te Japonia! Spun. Când am venit la el, am trecut pe sub un pod. După aia a venit o apă, adică o mlaștină, ai înțeles? Și acolo în capătul străzii stă el, unde nu-i număr, la poartă. Exact în spate, acolo, știi ce zic? Cam asta e, adică drumul către casa lui, știi ce zic? Nu te mai... Ia vezi, bă, treiurile, ia! Deci 13 euro și un pachet de țigări s-a cântat bingo. Gata. Nu? Sugeți? Nu? Dar tu ne simți? Cioc faci? Cioc faci, mă? Nu te mai auzi? Nu știu de la Crișfrate, mă aud acum? Curte ungi. Te pup, Răzvă. Așa, te pup, Răzvi, te pup. Te pupăm, Răzvi. Mă țea pe inima când primește asta donație, să moară jeană. Îți dai păi seama. Ce crezi? Mă țea pe inima aici, e mult. Îți dai seama, stai de ieri la... Nu fii, mă, să stai pe scaun și să faci bani așa, să faci caterică. Păi spune, să ne spui tu cum e. Că eu, ăștia-i toți la mine. Ăștia-i toți 13 euro. Dar la tine... Păi lasă-mă. Ia uite, i-am zis o ferală de 10 euro de la mine dacă vine la mine și restul comision, procent. Cum ar fi ferit să pleci tu cu 10 bețe de la mine pe jumătate de oră de catering? Da, viață, stai să-mi fac buzele. Păi jumătate de oră, dacă mă duc și dau bună ziua. Stai să-mi fac buzele, e nebunit. Păi mă duc până la piață. Bă, da, nu mai dă bani vorbește ăsta, să mă arată. Are bani ăsta, e bun. E, are? Da, are. Da, cel mai bogat de la mine din cameră. Uite și tu la scaunul, ai 30 de milioane, nu mai scaunul. Ce-ai făcut, mai spart o bancă din parc? Ce dracu ai făcut, dai bani? Bă, nebunule, ce-ai făcut? Băi, frate, deci eu, mamă, deci să mor eu. Deci pe glume ești numărul 1, să moară băiatul meu. Nu știu de ce, dar cred că e a 7-a mormântare a ta în seara asta. Te-ai jurat să moară, să mur eu, să mur eu, să mur eu. Ai nebunicul să mor tu. Nu mai mă, gata, nu mai zic așa. Am să vorbesc pe limbajul tău, să ne înțelegem mai bine. Eu sunt semi-agramat, vin din Alfa Centauri. Poți să vorbești cu, știi ce zic? Ce să termine cu mânca mea pizda e bine la mine. Ai înțeles? E cu, corect, e cu predicat. Mai fă mai cu ungerul, fă pe aia cu ungerul. Care unger? Fă pe aia cu, dar aveai tu cu diavolul, cu ungerul rău, de mă uitam eu la tine pe Facebook. Aveai tu când vorbeai tu cu, ia zi mă Eminescule, fă-le pe alea ale tale. Sincer nu vreau să mă teleportez în zona aia pentru că eram foarte amărât atunci. Știi ce zic, mi-aduci aminte de niște chestii nasoale. Fără mișto. Serios, eram foarte amărât atunci, să te aveam decât un milion, acum am câteva. Un milion de euro avea atunci, pe dreapta? Ferească Dumnezeu, sparge ăștia. Ia vezi-o! Răzvan Opere, a mai venit cu 10 euro acolo! Răzvan Opere, mamă, să moară. Te pupăm, Răzvane! Salut, Răzvane, te salut. Nu știu ce caut aici, dar o să mă teleportez în 5 minute acasă. Nu-ți mai trebuie Omega, da? Nu, mă plictisesc rău de tot. Fără caterică, nu e de tine? Au, mă plictisesc, sunt foarte multe greble pe aici și n-am ce să fac. Nu, dar te întreb sincer, te-ai vedea să stai așa să faci caterică cu oamenii, să ai comunitatea ta, să ai oamenii care te susțin și te urmăresc pe tine? Te sincer te întreb, acum fără, lăsând glumă. Dacă am ce... Domnul Ferran, avem un interviu frumos aici. Ai, nu știu, 20.000, 30.000, 100.000 de abonați ai tăi care te plac ca și ești tu, Ferran, mă de linge, în caterica ta. Autenticitatea ta, știi ce zic? Bă, dacă aveam ceva de... Dacă știam să mă motivez să mă pun în valoare fără înjurături și aveam ceva constructiv la bază, da. Dar așa, când te înjur o jumătate de oră fără să mă repet, nu.
Adică nu poți să învăț, că învăț tineretul cum îl vezi tu să bage copita în nas. Uite, vezi, ai multe greșe. Nu, a făcut ca Bruce Lee aia lui, așa, știi ce zic? Să moară familia Bruce Lee, n-avea nasul ăsta de buldog francez, ai nebunit la cap. Deci tâmpi la capul cu Bruce Lee. Lasă-mă cu Bruce Lee. Eu de Bruce Lee știu decât height. Ai nebunit? Îmi pare rău de tine, mă, să mă rău de nou, adevărat. Mă gândesc, te-aș vedea pe YouTube să ai tu frații tăi, sora ta, ești nebun, să fii tu. N-am vrut niciodată, n-am suferit niciodată de atenție sau de popularitate. Păi mine mă cunoaște doar... Păi cum ai suferit, frate, de atenție, că de atâtea lucruri ai făcut pe YouTube, pe Facebook, atâtea parodii, atâtea chestii? Te rog frumos să mă ascult. Sufăr într-o oarecare măsură și de ciumegăreală. Ai înțeles? Eram arestat la domiciliu atunci când am făcut lucrurile alea. Ia, vezi-o! Încă 2 ore acolo! Bine! Și pe una! Arestul să ne dai, mă, la banii ăștia care i-am luat. Vorbeai de bani, pe mai vin la 10 euro ai tăi, eu. Bine, mai vin eu la 10 euro ai tăi când plouă. Bravo, Pere. Salut, frate, vă pup. Eu încă nu știu să vă salut, dar vă zic bună ziua. Sincer. Bă, vorbește mai aproape, că moartea compasiunii. Cine pula mea e moartea compasiunii? Cine e vina? Sănătoria asta vorbește de războiul mondial. Gata, mai clar. E plin de... De nenorociți aici, de scroci sentimentali. Păi sunteți numărul 1, Franciu Caterinca. Dar țin-o tot așa, frate, și vă spun sincer, învață-l mă mamă să-și facă și el, mă, să nu stea vrea, și el. Nu vrea. Nu vrea? A, mă, frate, nu sunt eu, nu e genul meu. Păi și cu ce te ocupi tu, frate? Nu lasă cu... Nu face nimic și asta ocupă tot timpul. Ascultă-mă cu ce mă ocup. Ia zi, frate. Nu pot să spun că va trebui să te ucid. După aia, la aia să ce-i vorule, la aia să gata. Nu, no, frate, sunt în pulă de rege. Tata-i domn și mama ducesă, ai înțeles? Și a făcut un de-asta, ca mine, cum zici? Agentul RATB. Mamă, doi frate. Uite, îmi place ăla la sfârșit, DS, dacă îi pun un R în față, RDS, agentul RDS, zice, să moară familia. Ce înțeleg? Mamă, știi cu cine seamănă, mă, Ferraru? Ia zi. Cu lui Anderson, ăla, mă, să vână de nu-l aduce... Mă n-am o de-aia, că te deam aici, ești nebun. Tu știi că ești profesorul meu de fizică, când a rămas cu Origen să moară familia mea până a învățat el căderi. Ce? A fost cringe glumele amândouă. Da. Și tu cu ce te ocupi, mă, în afară de să stai să... Bă, frate, sincer să zic, am un studio de video chat aici la mine acasă. Mă, dar cine e ăla, mă, vocea a doua, mă, ăla? Cine-i, mă, ăla să trăiască familia ta? Ajutorul ăla de narator să trăiască familia ta. Stai, mă, că sun acum, stai. Hey Siri, call my slave. Și răspunde Agata Cristu. Agata Cristi, mă, nebunule, vezi că făcea crimă, era șmecheră. Scria... Dacă mă sună asta de Madonna, vă, Răzvan. Răzvan, stai un pic, zici ceva lui Ferraru, fraterarului, ca să vorbesc cu ele gramatical. Mă auzi? Hai că s-au de dacă e. E Răzvan ăsta de Madonna, vă, pupăm. Ce zic? Te pupăm, Răzvan, nu știu unde să mă uit. Oriunde mă uit. La ce cameră? La ce cameră? Acum, ia, stai că vă bag 100 de euro. La ce cameră? Ce ne bagi? Ia zi o pără. Băi, frate, ia zi, zile ceva la băieți. Să numărul 1, băieții mă, e mai pe ca mine Ferraru, trebuie să recunosc, este. Vă pup, băi! Bine, băi, eu pără, vă trăiască familia! Vă salut, băieți! Stai că sunt vocea a doua, stai că sunt vocea a doua, de ce are cu tine, că asta de ce în casă, că tot vrea să te bată, dar nu știu ce are cu tine. Ai dat unde nu trebuie. Este mă, să vede ce are cu tine. Yeah. El nu știe, mă, că dau restul la vorbe și la bătaie, yeah. Nu mai zic. Ia zi, mă, ce-i cu Ferraru. Băi, nebuni, bă, scoțianule, pe internet te întâlnești cu mine. Băi, nebuni, bă, ce boi mic. Ce boi m-am făcut mâna la mă? Da, mă, ce-ți-a zis? Ce are doar agazul ăla, voi să moară fata mea, să de-a dat pe scaunul ăla, uite, să s-a păcat că nu pot să-l văd, să-i spun vreo 20 de incalități care l-a părăsit nevastă sa. Stai așa, trebuie, dacă pot să vă fac. Gata, ia, vezi, l-auzi? M-auzi? Alo. Te pun la coi, ești vechi rău, mă. Cu te pun la coi, când o făceam eu pe asta adevărat, ascultă-mă. Nu că te mint. N-aveai nici lingură de lemn în casă când o făceam eu pe asta.
Te-ai dus cu lingura la de lemn și ai zis că e mobilă de bucătărie, băi, amărâtule vesel. Băi! Ce să faci? Să dai seama că nu e greu. Dar ce ești de meserie? Zugrav, dar ai de-astea cu mâini, cu... Gen, bagă mâna în vinerul, mă, acolo, știi? Bă, mai e nebunicul tău, lasă-mă, dracu, te bat ca pe nevastă mea când cere 500 de mii, du-te, dracu, de nebun. Să-ți fac rău? Lasă-mă în pace, nu-mi face rău, să vezi ce te bat când te prind. Vezi, bătaie, ce-ți dau. A! Ce faci, mă, mergi în Cehia, că merge bine cu bărbați. Da. Ai ceva din Tamara Buciuceanelor, ale pulelor. Ai așa, ai ceva, ești bun de vitrină. Zici că ești peștele ăla după televizor să moară familia mea. Îmi vor dacă te vin. Nu știu, dar am auzit decât cu dracu și eu nu vorbesc cu ăștia care îl veneră până curatul. Venerează, mă, dar las că nu eu. Băi, ia stai, mă, băi, ăsta neveu, tu crezi că eu am venit să predau limba română aici? Cum să zice corect, mă, ia dacă ești șmecher așa. Nu am ce face sau nu, liniuță, am ce face? A doua, frate. Cum? Cum ai zis tu? Nu mă știu, frate, că noi suntem de la țară. De la tine pleacă asfaltul, nu suntem. Că nu știe. Dai seama că nu știe. Păi și cum atunci îmi predea mie limba română profesorul ăștia de istorie? Ăștia de zici. Ăsta e. Ce? Să-ți dai șapcă jos. Mai am... Dă-i șapcă jos, să facă pe cine ești tu. Hai dat-o în Rodica Popescu Pitănescu să trăiască familia ta. Dă-i șapcă jos. Păi când o să aveți voi, când o să aveți voi părul calm, o să mă sunați voi pisoilor. Ai 10, stai jos. Are păr, nu, pe bune. Ai 10, stai jos, frățioare. Zici că e ăla, cum îi zice, de la noră pentru mamă să moară familia mea cu cocul ăla. Sorin, vrei să o iei pe Rodica de nevastă? Da, mamă. Îl știi, mă? Ia mai dă-ți o dată, mă, șapca jos, să trăiască copiii tăi. Nu mai dea două și tu și dau și... Eu sunt terminat, măi, mai împăr de o, mai împăr de o ploaie, ia uite. Păi și de o spălare. Nu redeți, mă, de că ești el pe lăbu. Mamă, zici că ești cocker spaniol să moară familia mea cu păi. Bă, băiatule, zici că ai acoperiș de spăitor în cap să moară familia, tu zici de bine. Ce? Și comentează unul ăla. Se cunoaște valoarea de 2 euro de bani la 2 euro și pe rarul e calul și becherie. Piu, stop? Adu pachetul de bani să moară familia mea. Piu, stop pe internet de bani, mă, să-i pui la... Bă, eu am venit invitatul lui, eu nu am așa ceva, nu mă ocup ca ăsta și ca sluga lui, pardon, ca prietenul lui, am zis de prostii de-astea. Eu sunt invitat aici, să mai mă ia ăștia la mișto. Băi, glumesc, băi, eu glumesc, băi, rog, hai că ți-închid, o vin după aia. Noi facem Caterinca, bro, eu sunt fanul tău. Bă, nebune, cine-i, bă, ăsta, zbarduiul ăsta neauzit? Pupă-și pe nevastă ta, Robi, pa, pa. Bă, jur că ești numărul unu pe orice și nu nimeni, nimeni din toată țara asta pe glumele astea. Dar de unde le-ai învățat, frate? Unde le-ai învățat? Băi. A, muie biju, muie salam, muie toată. Ce ai, mă, lăutarule mei, dați astea, tu biei de buică, să nu mă rog. Mă lase somn. Mamă, prins pro TV, țigănesc, mă? Să mă arăt familia mea, ne vedem și la televizor. Băi, ești terenul să mori. Da. Dar unde le-ai învățat, mă? Unde le-ai învățat, fără știu? Cu metre... Când dădeam eu note pe stradă, voi vă jucați, făceați laba după Barbie. Sunteți nebun la cap. Stă mult pe strășefule, pe străzile astea. N-ai cum să te șmecherești în casă la calculator după perdea să zici vorba lor. De aici, din ceasă, ia uite. Bam, 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 omul. Bani, Ben! Bulbazar, folosește-ți puterea, ascunsă acum, super scrul! Iiii! E numărul 1, băi, mă, e numărul 1, prietenul tău. De unde vă știți, frate? Am copilării când eram mai mici. Mai bine de 15 ani. Ne știm de mult. Vezi că se face 11 peste cea casă. Da. Păi nu, că m-am căsătorit vitrecul ăsta și mi-am făcut viză de flotant aici, de Giurgiu. Am viză de Grecia, să trăiască familia, da. Dar tu stai în București? Tu stai în București? Nu, sunt mutat recent în București. Că stau în București, de asta la unire aici. Să nu mai spui la nimeni, să trăiască familia. Tot după oazele ăla pe jos mergi? Că nu știi. Ce faci, mă? Mergi jos? Păi da, mă. Vezi, frate, că am și eu, sunt și eu, bine, frate, m-am schimbat și nu mai sunt ca înainte.
Am auzit. Cum știi? Îți dai seama. De la Pegas la mountain bike? Mă! Ai venit de la Pegas la mountain bike? Păi da, mă! Mă, mai râd cu aia cu foca, mai am să spun și eu pe live. Cum i-a zis Romi, cum a zis aia cu foca? Nu știu care am spus cu foca. Ce cu foca? Cum vreau să-mi duci casă? Cine am zis, mă, cu foca? I-ai zis uneia pe Pegas. Că ești mor să împușcată, mai puteți și face o tonă. Pe aia avea 350 de kg și urma să moară la vârsta de o tonă, mă. De tonă, băi frate, ești tare rău, mă jur. Deci le-au și eu și... Te spun în deschere, glume, băi frate, mă dă link, eu sunt frate, dau credite. N-am nevoie, frate, ia-le tu toate, să-mi aduci lemne. Mă împuș și eu, uite, băiatul ăsta îmi zice să spun că el are hotel și că e greu rău de tot. Păi are hotel și doarme tot în bucătărie, că e cald acolo. Lasă-ne, mă, cu hotelul. Ăsta e vocea a doua ăla? Două apartament de pe scară, pe moșilor, auzi. Cine? Băiatul ăsta, Robi. Nu, mă, cine l-a întrebat, că nu l-am întrebat, să trăiască familia. Bă, Robi, ăsta e Robi Roberto Mola, de face el ca Robi Roberto, știi? FCSB, FCBB. Mamă, să trăiască familia ta. Păi tu cu piftia aia de porc mai băga, mă, să trăiască familia ta cu ăla. Ce e Ioan, da? Nu e, că nu e asta, auzi. Că e altul, să zic că nu e ăsta ca să nu se simte el prost. A, ăsta e ăla de vindea petarde în piață. Nu e, mă, ăsta nu e. El imită și el, face ca Robi Roberto, ca bendeac. Pe el îl cheamă Dani, dar noi îi spunem Robi... Ce nume de fata are? Bolnuțiu, poate ajută Bolnuțiu. Și mă, ăsta cum îl strigă? Olga? Auzi, mă, dar nume de băia nu are și el? Dani. Romeo, stai mai departe, nu-i că-i față de videochatist și să înțelege altceva. Să-mi dă fără. Uite de șapcă de-aia Arnani, de-aia. Ia uite ce scrie aici, ia dă-te într-o parte așa. Unde? Așa, ia uite ce scrie aici. Mărci, Florin Romeo, The Money Team, acolo, Floyd Mayweather. Vezi că i-a dus-o direct de la... de unde trebuie. Îți dai de la America. Iau și eu, mărci, ai mărci, mă, să-mi cumpăr și eu. Ce? Nu, n-am. Să le cumpăr și eu, să por pe live. Direct de unde trebuie. Pe ce să mai vrei, mă, că ți-ai luat Adidas și ea cu 6 ani mai mici ca tine, uite-te unde te-ai adus în dormitor. Lasă-mă. Am mers singur să-ți trăiască familia ta. Și cu tricoul ăsta paracetamol pe tine, e nebunit tot internetul ăsta. Este Oreo, ești nebun. E trifervent ăsta, ești nebun. Dar ce e, mă, e ziua ta de te-ai tuns azi? Că tu doar de ziua ta știu când te-ai tuns să-ți trăiască familia. Ai barbă de-aia ca alu... Sean Gregory ăla, cum îl cheamă până la Sean Connery. Cum? Conor McGregor? Nu, băi, nebuni, mă, pe cura te vrei tu. Dă Sean Connery, mă. Așa. Când era el bătrân să-ți trăiască familia ta. Cum... E George Michael la fata asta, mă arăzeană. Știi ce e George Michael? Aplauze, vă rog? Da, ginecologul tău. Iu. Băi, frate, mă, eu sper să bine că l-ai recomandat. Cine? Mamă, de nu m-a spart să mă bată mama. Aaaa, gata, mă, băi, fraților, gata, mă, că uite, zic, băieții, că am ceva cu tine. E Caterinca, fraților, nu are nimeni nimic cu nimeni. N-are, frate, nimeni cu nimeni. E Caterinca, bă, fraților, eu nu e știu... E prietenul meu, mă știe băiatul de mai de mult. Mi-a scris el când era mai mic. Da, că... după bune, ți-am scris pe Facebook. Să-mi dai și mie share la o postare acum 7-8 ani de zile și mi-ai trimis o poză cu bani și mi-ai, nu știu dacă mi-ai dat share, dar știu că m-ai ajutat oarecum, acum vreo 7-8 ani de zile. Țin sub sigur minte. N-a fost niciodată să nu ajut pe cineva. Nu, ai răspuns la mesaj și avem mulți urmăritori, 70.000, 80.000 pe vremea aia pe Facebook. Și mi-ai răspuns, țin minte, frate, nu, noi nu ne comparăm pe glume, pe Caterinca, ești numărul 1 la modul cel mai serios. Deci pe bună acum, băia, mai are ceva cu tine, stau cu postul opresc. Eu te lau, te umflu și eu ca pe găscară, stai ce, că te-au ajuns glumele, auzi. Cine dracu-i, mă, pictorul ăsta paralizat? A nebunit, a citit? Băi, ai nebunit Ștefan Luchian, ești dă-te dracu de nebunul, dracu care ești. Păi eu te zice el mie. Că ți-l arăt acum, stai. Ia arată-mi-l, mă, să-l văd. Să mă râd, să... Dani, vezi cât ce e, te-ai rădut, stai cu cearcul. Mamă, să moară familia. Gata, mă, știu cine e. Ăsta e Palms Angel din Crângaș. Băi, nebun. Uite, eu și el. Uite, ăsta e el. Eu și el. Pe-n 2020 te tunzi bros, mă. Băi, ăsta. Băi, dobitocule, e nebunit la cap. Și cu obrajii ai tăi.
Băi, piftel, piftel, piftel. Ai nebunii, mă, să mă arăt familia. Bă, băiatule, ăsta... Da, aici, uite, dacă se urca pe cântare, i-ar ta numărul de telefon. Să mă arăt familia. Vezi, ok, e număr... Acum e slab, a slăbit acum. Îți dai seama. El este, practic, un ardei gras care visează să slăbească. Uite, mă, vezi, ok, e talent, băiatul meu. N-ai e, ce e frumușel, mă. E frumușel. E frumușel, mă. A jucat în filmul ăla, The Nest. Adică are cuib în cap să moară, fapt. Ai nebunit la cap. Să moară The Nest. Bă, ne-ai, mă, ce să-i faci, mă. Mă, cine poate să facă pe ăsta, mă, la Caterinca? Cine? Ferare, tu trebuie să știi de ăștia de mai sunt ca tine așa. Cine mai e bine pe glume? Am întâlnit un băiat. Așa. Din Ferentari. Ascult, nu elefantul, nu ăștia, super, așa, așa. Body Bodică, e un pitic atâta. Bă, e mic rău de tot, Body Bodică îl cheamă, e mic rău de tot, practic poate să doarmă într-o cutie de Coca-Cola, fraierul, cât de mic e. Ascultă-mă, dar a fost bun rău de tot, adică mi-a plăcut glumele lui. Îmi venea să le iau... Da, spontane, da, pe loc. Adică nu putea să sugă pula în leasing, o sugea live, știi ce zic? Bun, mi-a plăcut. Restul numai de ăștia. Ce-ai mâncat? E sărac, n-ai bani, fraiere. Da, da, da. În primul rând, prima dovadă de inteligență la un om este să știi să glumești fără să jignești. Mie îmi place foarte mult să jignești. Jignești, exact. Da, cam asta e, înțeles? Și să fii altoit cu măgar, cu știu, adică 21 ăsta, bă. 21 ăsta mori. Mă, și eu ce să fac, frate, cu 17 ăsta? Că uite, ce să îți spun eu, cacă-te pe aia sau mai ia farfica și mai taie din ea. Vrei să spun ce e? Vrei să spun ce e? Dacă tu îmi spui de ce e rumeguș în colțul camerii la tine acolo, aia spun eu de ce ai așa. A făcut Pinocchio laba, adică tu, uite, vezi? Și a ieșit rumeguș în colțul camerii acolo. Am păsări în casă, frățioare, am păsări în casă. Ce ai, mă? Ce bune cu Pinocchio? Păsări? Da, păsări. Ia, ia, zice, zic acum. Ai decifrat? Da. Ai luat pâine? Uite, zice, donați copii la Mao Gaming. Ce a zis? Donați copii la Mao Gaming? Băga mea și pula nevasta lui Tactu, dacă ai mai zis așa de Mao, de fratele meu. Mai pune un pahar de Pepsi, că te-am, că mai te-am făcut reclamă. Nu mai vreau cola, că mi-ați dat la cola până mi-am e foame. Te-am întrebat dacă... Băi, 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 să o fac și eu la live, mă, dacă ne auzim mai încolo, vă las por la live acolo, băi, și vă mai fac și 100 de euro acum. Glumesc, bă, glumesc, că n-am nicio să mă... Hai, vă, pup, băi, când intri live, când intri live, sună, mă. Bine, fratele meu, hai, vă, pup, aveți. Te pup, nevoi, te pup să fii sănătos. Ce nu? Gata, mă, lasă-mă.